Bun găsit, stimați tovară și prieteni! În curând am primit cartea Rusia, un mileniu de istorie, scrisă de autor britanic Martin Sixsmith, care a fost corespondent BBC la Moscova între 1980-1997 și care a și studiat în Uniunea Sovietică la Leningrad, pe vremea când Sankt Petersburg se numea Leningrad. Literatura rusă. Îl putem numi, deci, un fel de rusolog, ca să spun așa. Cartea este în ansamblu slabă. Mi-am făcut timp să o citesc. Am parcurs-o pe toată. Cartea este în ansamblu slabă. Deși, ca orice carte de asemenea amploare, spune și lucruri și spune și unele lucruri interesante. Dar cartea este în ansamblu slabă din punctul de vedere al interpretărilor. Multe fapte de acolo sunt interesante. Dar ca și interpretare, lucrarea este slabă. Care este, pe lângă anticomunism, care este ideea centrală a cărții? Firul roșu în jurul căruia se structurează cartea este ideea identificării, până aici am mers, identificării autocrației țariste, absolutismului țarist, care a condus Rusia aproape un mileniu, cu autoritarism, cu așa zisul totalitarism bolșevic. Deci el pune un fel de semn de echivalență între autocrația țaristă și bolșevism. Și așa zisul totalitarism bolșevic. El consideră că acest sistem autocratic a fost deci perpetuat de bolșevici timp de 7 decenii. El nu înțelege diferența între un regim autoritar, absolutist, dictatorial, cum vreți să-l numiți, care guvernează în folosul exploatatorilor poporului, și un regim de dictatură în folosul majorității poporului, în folosul celor mulți și exploatați. Este într-adevăr o diferență foarte mare, o diferență pe care credem că o poate vedea și un copil neîndoctrinat. Nu poți să pui semnul egalității între ceva care îți ia libertatea în numele exploatatorilor poporului și ceva care ia invers, ia libertatea pentru exploatatori. Îi lipsește pe exploatatori de libertate în folosul majorității poporului. Este o greșeală tipic liberală. Liberalii sunt cei care fac această greșeală, iar autorul este un liberal. De la început până la sfârșit. El identifică, deci, autoritarismul ca principală trăsătură a istoriei ruse. Și de asemenea, el nu face nici diferența între autoritarismul bolșevic, între dictatura proletariatului practicată de bolșevici și autoritarismul lui Putin, și care este de fapt dictatura oligarhiei din jurul lui Putin. El nu vede această diferență și îl privește pe Putin, pe capitalistul Putin, drept un așa zis etatist, care vine în tradiția dictatorială a țarilor și a prim-secretarilor, etc., etc. El chiar zice că Putin a mai tăiat din puterea oligarhiei, argument pe care, curios, îl găsim și la putiniști. Și la putiniști găsim argumentul ăsta că Putin ar mai fi tăiat din puterea oligarhiei, când de fapt sunt mai mulți miliardari acum în Rusia decât înainte de Putin. Sunt mult mai mulți miliardari acum în Rusia decât înainte de Putin. Trebuie spus că autorul subliniază unele crime ale regimului țarist, dar ca orice liberal care este interesat în
prezentarea bolșevicilor ca fiind mai răi decât ce a fost înainte de ei, ca orice liberal care vrea să prezinte soluția bolii ca fiind mai rea decât însăși boala, el minimalizează oarecum aceste crime. La un moment dat spune că între 1936-1938, la apogeul epurărilor staliniste, au fost executați 681.000 de oameni. Cum au și fost executați 681.000, asta ne spun arhivele, documentele de arhivă. Istoria se face pe documente, altfel nu se face. Și spune că între 1825-1910, regimul țarist ar fi executat numai 3.900 de oameni. Deci cine vede fraza aia, rămâne așa cu impresia că bolșevicii au fost mai răi decât țariștii. Că soluția la boală a fost mai rea decât boala însăși. Păi regimul țarist este responsabil de un genocid mult mai mare decât cele 3.900 de execuții oficiale dintre 1825 și 1910. Să ne gândim și câți muncitori mureau de foame și de mizerie, nu? Un număr incalculabil. Pentru marxiști, un om care moare de sărăcie, de sărăcia la care este supus de către bogați, nu este mai puțin victimă decât un om care este împușcat în cap. Să ne înțelegem. Nu este deloc mai puțin victimă un om care moare de sărăcie. Pe urmă, muncitori împușcați, pentru că cereau o viață mai bună. În 1905, Duminica Sângeroasă, autorul dă cifra de circa 100 de morți. În realitate, sunt surse care indică că au fost peste 1000 de morți. Autorul spune despre Duminica Sângeroasă, dar nu spune nimic despre masacrul de la Lena din 1912, cu 500 de morți. Amintește de politica de oprimare pe care țarismul o ducea față de naționalitățile neruse, dar nu amintește de genocidul din Circasia, din secolul XIX, când imperialismul țarist a golit de populația indigenă toată partea de vest a Caucazului, rezultând de aici între 500.000 și 1.000.000 de morți. Nu pomenește de sutele de mii de victime ca urmare a reprimării răscoalei musulmanilor din Asia Centrală în 1916. Iarăși au fost sute de mii de victime. În regimul țarist au mort, de fapt, mult mai mulți oameni decât cei 3.900 înregistrați în documentele oficiale. Da. În descrierea, bineînțeles că partea cea mai negativă a lucrării este descrierea așa ziselor crimele comunismului. Lenin, fondatorul regimului sovietic, Marele Lenin, este făcut responsabil pentru 500.000 de execuții în timpul războiului civil. Teroarea roșie din timpul războiului civil. Nu ni se spune nicăieri de câte sute de mii de victime este răspuns în răspunzătorie generalii albi, Denikin, Kolchak, ceilalți. Oare de câte sute de mii de victime să fost ei răspunzători? Nu ni se spune nimic despre teroarea albă, care a fost mult mai rea decât teroarea roșie. O spun atâtea și atâtea surse. Despre oamenii decapitați de albi, de generali albi, de comandanții albi, de torturați până la moarte, despre zecile de mii de evrei uciși de Denikin, deși un lucru bun este că ni se spune de miile de evrei omorâți în pogromurile instigate de țar. Despre asta nu ni se spune, deci e un lucru bun. Dar nu ni se spune nimic de cei 40.000 de evrei omorâți de Denikin în 1918-1919, în sudul Rusiei. Lenin a subliniat în repetate rânduri că teroarea roșie nu a fost decât un răspuns legitim la teroarea albă, care a fost mult mai monstruoasă. Da. Și bineînțeles, ca un liberal tipic, autorul nu poate înțelege cum de om, ca un om care a semnat liste de condamnări la moarte, se poate fi venerat în perioada sovietică și dat drept exemplu copiilor, când el este echipurile răspunzător de moartea unor copii nevinovați, cei din familia țarului. Tovarăși, cum poate fi numită concepția asta
care spune, se preface că simpatizează cu cei asupriți, spune jos asuprirea și când asupritorii sunt pedepsiți, țipă de indignare. Cum se poate numi concepția asta? Când criminalii sunt pedepsiți, e tu să plângi, să vergi lacrimi pentru criminali. Se numește o concepție care ia tot ce e mai prost și din creștinism, și din budism, și din liberalism. Concepția umanitaristului burghez, așa zisului umanitarist burghez, pentru care o viață de criminal valorează la fel de mult ca o viață de victimă. Așa cred ei, că o viață de criminal, chipurile valorează cât o viață de victimă. Dar cum poate să fie așa? Oamenii ăștia nu cunosc, nu înțeleg ideea de responsabilitate. Păi tot sistemul judiciar care există funcționează pe baza ideii de responsabilitate. Da? Omul este responsabil pentru faptele lui. Criminalul trebuie să plătească pentru crimele lui, mergând chiar până la pedeapsa capitală. Dacă am judecat cum judecă umanitariștii ăștia liberali, atunci n-ar mai exista niciun sistem judiciar. Nici măcar ăla care există de ochii lumii, de formă. N-ar mai exista. Nu! Umanitarismul adevărat este acela care se bazează pe ideea de responsabilitate. Pe ideea că asupritorul, criminalul, trebuie să plătească pentru crimele lui. Cum a fost Duminica Sângeroasă, masacrul de la Lena, marea busculadă de la Hodânca, iată un lucru interesant că totuși autorul amintește despre ea, din 1896, când au murit călcați în picioare 1400 de țărani simpli veniți să-l aclame pe țar la încoronare. Toate astea necesitau o formă de justiție, să vină o formă de justiție, să cadă pe capul criminalului, să reteze capul criminalului. Și Lenin a făcut asta. Atunci ce trebuie să-l condamn pe Lenin că a pedepsit criminalii? Asta chiar că nu poate să înțeleagă niciun om cu capul pe umeri, un om care încă și mai folosește creierul. Vorbind despre Stalin, autorul, ca un liberal tipic, ca un calumniator tipic, îl acuză pe Stalin de fel de fel de crime. Că a nimicit vechea gardă bolșevică. Ai stat oare să te uiți, domnule Sixsmith, ai stat oare să verifici istoricul divergențelor pe care l-au avut Kamenev, Zinoviev, Buharin și Trotsky cu Lenin însuși? Ai stat să verifici istoricul controverselor dintre Lenin și așa zis și leniniști omorâți de Stalin? Ai stat să verifici conținutul de idei al dezbaterii dintre Stalin și victimele sale? Pentru că Stalin, înainte să îi execute pe Kamenev, Zinoviev, Trotsky și Buharin, a dezbătut cu ei și a dezbătut foarte mult. Și Stalin de-aia a ieșit învingător, pentru că a reușit să demonstreze partidului că el se află pe linia lui Lenin, nu acești antileniniști care susțineau tot felul de aberații. Ba integrarea pașnică a Chiaburilor în socialism, ba imposibilitatea construirii socialismului în RSS. Pe urmă, Stalin, așa zisul om care înfometează masele, foamea din Ucraina. Autorul dă între 2 milioane și 4 milioane de morți, ceea ce este totuși mai puțin decât anticomuniștii fanatici care dau între 7 milioane și 14 milioane. Să-i dăm un mic credit lui Sixsmith pentru asta. Dar de ce vii să spui că foamea a fost provocată de Stalin, mai ales când ție chiar îți iese un porumbel din gură? Da, tovarăși, lui Sixsmith chiar iese un porumbel din gură. Atunci când amintești ce este sabotajul, despre sabotajul chiaburilor, el îi numește pe toți chiaburii țărani. Deci el nu face diferența între exploatatorii țăranilor și țărani. Pentru el toți locuitorii satului erau țărani. Dar totuși amintește de faptul că acești chiaburi deghizați în țărani omorau în masă animalele domestice, animalele colhozurilor. Amintește de faptul că Uniunea Sovietică a pierdut un sfert din șeptel. Amintește de faptul că acești sabotori turnau nisip în motorina tractoarelor ca să nu mai meargă tractoarele și pe urmă tot el dă vina pe Stalin pentru foamete. Dar totuși să-i dăm credit autorului pentru porumbelul care îi scapă din gură și să-l trimitem la lectura lui Douglas Stotel, care s-a ocupat în anii 80 de fenomenul foametei din Ucraina și arată foarte clar că ea nu a fost pricinuită de Stalin.
Pe urmă, Stalin, așa zisul om care se întoarce la naționalismul rus. Deși, în altă parte, el spune enormitatea că tocmai Lenin se întorseze la naționalismul rus încă din 1920, în războiul cu Polonia. Trecând peste faptul că el nu face diferența între... că el nu face diferența între recunoașterea dreptului la autodeterminare și recunoașterea și susținerea separării. El nu își dă seama că recunoașterea dreptului de autodeterminare de către Lenin nu a fost pentru a consimți pe vecie ruperea fostelor colonii țariste de Rusia, ci a fost pentru a câștiga încrederea muncitorilor neruși ca să-i determine să se unească de bunăvoie cu Rusia. El nu înțelege pentru ce a fost recunoașterea dreptului la autodeterminare și consideră că dacă ai recunoscut dreptul la autodeterminare, trebuia să accepți pentru vecie ca Rusia să rămână izolată de restul țărilor și să nu se mai unească. Când de fapt idealul final al lui Lenin era, după cum se știe, Federația Sovietică Europeană, Eurasiatică Europeană și în perspectivă mondială. Pentru asta a dat el drept la autodeterminare, ca să-i determine să se unească de bunăvoie cu Rusia. El nu înțelege asta și consideră că bolșevicii s-au contrazis singuri. Așa consideră el. Că bolșevicii, un om care nu gândește dialectic, nu înțelege nici logica dialectică. El rămâne la nivelul logicii formale, ca un școlar de clasa a patra, care n-a trecut de nivelul logicii formale. Și se pare că bolșevicii s-au contrazis singuri. Dar hai să vedem cum este cu acest Stalin naționalist rus. Stalin a recunoscut în două rânduri, odată într-o scrisoare către Demian Bernăi din 1930 și odată într-un discurs ținut în fața comandanților în 1945, că muncitorii ruși constituie avangarda muncitorimii sovietice. Să fie asta o dovadă de naționalism? Sau mai degrabă o dovadă că trebuie să privești lucrurile în context? Atunci ce facem? Îi acuzăm și pe Marx și pe Engels că au fost eurocentrici în secolul XIX? Să ne înțelegem, situațiile variază în timp. Caracterul de avangardă sau de ariergardă a unei secțiuni a clasei muncitoare se schimbă, nu rămâne fixat același pentru toate epocile. Stalin nu a spus niciodată că muncitorimea rusă trebuie să rămână în vecii vecilor avangarda muncitorimii sovietice. Nu! Oare nu cumva el a spus lucrurile astea pentru că pe vremea aceea chiar așa și era? Pentru că pe vremea aceea muncitorimea rusă chiar era atât demografic, cât și din punctul de vedere al combativității revoluționare, avangarda muncitorimii sovietice? Naționalismul rus ar fi să spui acum acest lucru, acum când muncitorimea rusă nu mai este cea mai revoluționară muncitorime din fostul spațiu sovietic. Asta ar fi naționalismul rus, să spui acum lucrurile astea. Dar pe vremea aceea lucrul era cât se poate de firesc. Așa cum firească era și concentrarea lui Marx și Engels pe proletariatul occidental. Să spui că muncitorimea rusă era avangarda muncitorimii sovietice în anii 30-40, ai secolului 20, e la fel ca și cum ai spune că muncitorimea occidentală era avangarda muncitorimii mondiale pe vremea lui Marx. Este același lucru. Nu este dovadă de naționalism rus, cum nici Marx nu a fost eurocentric. Totuși, dacă Stalin ar fi fost naționalist rus, atunci de ce ar fi permis ca republicile să aibă atât de multe drepturi? Știe oare autorul că în fiecare republică limba republicii era superioară ca statut limbii ruse? Atunci cum mai poate să abereze? Da? Cu evreii, Stalin este prezentat ca un antisemit. Pentru campania sa împotriva sionismului de la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50. Iată una dintre marile minciuni care ni se servește,
una dintre marile minciuni ale secolului 20 și ale secolului 21, cum că a fi împotriva sionismului înseamnă a fi împotriva evreilor. Cu asta suntem mințiți, cu asta ni se scoate ochii de către liderii criminalului stat Israel, cu ideea că dacă ești împotriva sionismului, ești împotriva evreilor. Nicăieri nu apare la Stalin în vreun document semnat de el sau în vreun discurs ținut de el că ar fi fost împotriva evreilor, că ar fi avut ceva cu evreii ca popor. Niciodată nu apare acest lucru la el. Toate procesele care ți-au ținut împotriva unor inculpați evrei, fie în anii 30 cu epurările antitrotschiste, fie în anii 40-50, au pornit de la acuzații ideologice, trotschism, respectiv sionism. Inculpații nu au fost judecați pentru că erau evrei, ci pentru niște acuzații politice, pentru că îmbrățișau niște ideologii burgheze, niște ideologii burghezo-fasciste, care serveau ca agentura imperialismului. Pentru asta au fost ei condamnați, nu pentru că au fost evrei. Da? Să verificăm cu atenție faptele, că poate înțelegem ceva. Pe ansamblu, deci, caracterizarea regimului sovietic este foarte proastă. Autorul chiar se hazardează să dea credit cifrelor umflate artificial, cifrelor fantastice ale lui Solzhenitsyn, care de 60 de milioane de victime ale lui Stalin, spunând că chipurile un autor britanic care s-a documentat foarte mult ar fi venit cu cifra de 50 de milioane de victime ale lui Stalin. Și autorul îi dă credit. Tovarăși, când o să văd eu un declin în populația Uniunii Sovietice pe timpul lui Stalin care să justifice o cifră de 50 de milioane de victime, poate o să cred. Până atunci, nu. În concluzie, tovarăși, fiți foarte atenți cu cartea lui Sixsmith, Rusia, un mileniu de istorie. Mulțumesc!